dificile după ce s-a finalizat cu totul situația școlară s-au mai modificat puțin, dar în ceea ce privește nevoia noastră de analiză și centralizare a datelor, a reieșit foarte clar că elevii întâmpină, așa cum știam de altfel, doar că ne trebuiau și dovezile acestea scrise, probleme foarte mari la matematică, încă din gimnaziu. Și de aceea, oferta noastră educațională pentru anul viitor școlar a fost modificată. În proiectul planului de școlarizare pentru clasa noua, la învățământul liceal cu frecvență de zi, vom avea 36 de clase la profil real, total județ, dintre care 14 la matematică informatică, 22 la științele naturii. În ceea ce privește profilul uman, care ar fi trebuit să fie în pondere egală, dar cu care ne apropiem cumva de prima categorie de profilul real, avem 30 de clase în oferta pe anul acesta pentru clasa noua, liceu, dintre care 15 filologie, 15 științe sociale, pe baza analizelor făcute, repet, și pe baza transferurilor realizate în ultimii ani școlari de la clasele de matematică informatică către științe sociale. Transferul care doar pe data de 14 ianuarie, când a fost o situație neobișnuită, neavând vacanță intersemestrială în care să se rezolve transferurile, au fost considerate prin metodologia Ministerului cazuri speciale și au trecut toate pe la inspectoratul școlar, astfel încât să le putem vedea și noi și aviza, și le-am avizat pe toate. Au fost 270 de transferuri la nivelul județului, asta însemnând în medie 10 clase de copii care se mișcă dintr-o parte în alta. Este foarte mult și atunci suntem obligați să venim în întâmpinarea solicitărilor elevilor și a părinților și să le oferim un plan de școlarizare care să le satisfacă nevoia, iar nouă să ne asigure că performanța va fi făcută de drag și de fiecare copil în parte, pe măsura posibilităților, intereselor și aptitudinilor sale. Au fost foarte multe discuții pe subiectul acesta, că am crescut numărul de clase la științe sociale. Acesta este motivul public pe care îl cunoaște majoritatea populației care are copii la școală. Acesta este și motivul pentru care un număr atât de mare de elevi nu vor mai fi nevoiți să se transfere, ci vor avea de la început ocazia să performeze în domeniile pe care și le aleg. De asemenea, am crescut puțin și oferta pentru filiera tehnologică și vocațională. Există la Liceul de Artă și clasa de arhitectură pe care o solicită întotdeauna Liceul de Artă și la profilul pedagogic sunt două clase, adică în general, în celelalte unități de învățământ nu s-au produs mari schimbări.